Salutare tuturor, eu sunt Sebastian și jucăm din nou Minecraft, mai și pe Minecraft. De data aceasta o să fac un episod de mod showcase, însă ceva mai diferit față de celelalte. Avem un mod mult mai complex, am mai prezentat în trecut un furniture mod, însă în episodul respectiv mă auzeam un pic cam prost și mobilierele respective s-au cam învechit, s-au rămas aceleași, așa că sunt aici cu un nou episod de mod showcase în care vă prezint tot un furniture mod. Însă o să-l fac sub formă de comparație între cum am putea mobila sau decora o cameră, anumită cameră în Minecraft, cu folosindu-ne doar de obiectele și de blocurile default, și cum am putea face folosindu-ne de blocurile care le adaugă acest mod. Modul se numește DecoCraft, o să las un link în descriere unde îl puteți downloada. Să începem. În primul rând, dormitorul. Acesta este un model de dormitor pe care l-am putea face cu blocurile default. Tabloul e de la Resource Pack, n-are nicio legătură. Ok. Cam așa putem face o cameră, un dormitor în creativ cât și în survival, ca să arate decent și să nu ne ia foarte mult timp. Însă dacă avem un dormitor mai mic, cam așa l-am putea face tot în survival sau creativ, fără să ne ia prea mult timp sau prea multe blocuri. Însă, cu acest mod, să dau și sonorul de la Minecraft mai încet, cu acest mod, un dormitor mai mic îl putem face să arate așa. Ceea ce este mult, mult mai mișto decât primul model. Ideea e că noptierele și dulapurile chiar pot fi folosite și putem să ne depozităm chestii în ele. Becul la fel poate fi folosit, dar peria din păcate nu poate fi folosită. Patul poate fi folosit, puteți observa în chat. Și așa putem decora un dormitor mai mare. Acela a fost făcut ca un exemplu de dormitor de băieți, iar acesta ca un exemplu de dormitor de fete. Pentru că modul vine cu foarte multe blocuri și într-o singură cameră nu am cum să le pun pe ambele. Acesta este dulapul pe care l-am folosit dincolo, pentru că nu există mai multe dulapuri, din păcate. Nu știu cum se numește, garderoba, bănesc, poate fi customizat, adică poate fi lungită oricât de mult este nevoie. Pentru că este făcută din blocuri custom și pe ea de asemenea putem pune blocuri, cum este un inel sau alte chestii de genul ăsta. Cum am pus și aici, un piapten, un inel, un parfum și o lampă care din nou funcționează perfect. Draperiile din nou, după părerea mea, arată foarte bine. Aici putem observa patul, care este un pat, după părerea mea, grozav. O lampă care din nou funcționează foarte bine, noptiera în care ne putem depozita chestii. Un pat de bebeluș aici, da, nu poate fi folosit ăla, spre deosebire de restul blocurilor din mod, la patul de bebeluș nu poate fi folosit. Ok, să trecem mai departe. Bucătăria. O bucătărie mai mare, cam așa, poate fi făcută. Însă, ceea ce nu prea fac eu decât la exterior, însă în această cameră a fost nevoie, pentru că camera e mult prea imensă pentru blocurile pe care le-am, a fost să dau o ramă construcției, camerei, mă rog. Aici am făcut o masă și niște scaune, un covor și așa arată aici. Trebuie să folosesc un slab pe post de taburete și flower pot pe post de pahar și un cooldron pe post de chiuvetă, pentru că sunt mult prea limitat. Acum să vă arăt cum putem face această bucătărie dacă am avea cu acest mod. Și așa poate să arate. Am folosit un pic designul de la Layers of Fear, dacă știți bucătăria, dacă vă mai aduceți aminte. Exact același design l-am făcut, numai că puteam să continui să fac exact același design în toată bucătăria, dar nu ăsta era rolul episodului. Eu trebuia să vă prezint cât mai multe proprietăți ale modului. Aici putem observa această masă, eu nu am pus nimic pe ea, sărat. Eu exact așa ți-o dă modul. Și ce e super tare modul ăsta, că putem să punem orice la orice unghi. Nu trebuie pus neapărat drept.
Și puteți observa masa vine cu un blat, un făcăleț, niște grâu, alea cred că sunt ouă și o carte cu rețete, bănesc. Aici am pus o mătură, aici este un dozator de bere, dar nu prea seamănă. Aragaz unde se poate observa un tort în interior, un prăjitor de pâine, o daia de bere, care după părerea mea arată super bine. Un de ăsta care bănuiesc că e vin înăuntru, nu-mi dau seama. Brioșe, un pui la cuptor, o, nu știu, bănuiesc că e plăcintă și asta nu știu exact ce. O prăjitură din banane, cireșe, mere și toate alea alte. Aici puteți observa tabloul, este exact acel din Layers of Fear, pentru că l-am luat de acolo și l-am folosit în Minecraft, dar nu contează. Aici este o pâine tăiată, aici sunt niște căni, bănuiesc, da, sunt căni. Acolo sunt niște cuțite, aici un morcov tăiat și aici mai multe cuțite. Iar aici este un șemineu care arată super drăguț. Aici este și un taburet pe care putem în sfârșit să stăm să ne odihnim cu culețul. Aici sunt două becuri care din nou funcționează. Toate dulapurile astea funcționează, inclusiv chiuveta. Bine, arată ciudat, dar funcționează. Pentru că picăturile sar în sus în loc să se ducă în jos. Dar funcționează. Așa. Avem și un frigider. Există și frigiderul mare, dar l-am folosit în bucătăria mică, o să vedeți. Aici am făcut și un design de cămară. Cam așa arată o cămară în imaginația mea cu acest mod. Puteți observa multe tipuri de pești, dintre care nu prea cunosc majoritatea. Pâine, nu știu, la bănesc, iepure și altele astea atârnate, niște legume și un... Aia sardeiuți, asta știu sigur. Aici avem multe legume. Și din nou, după părerea mea, arată mult mai bine cu mod decât cum arată așa fără mod. Acum, dacă aveți o bucătărie mică, fără mod, acesta este un design foarte drăguț, glumesc, e groaznic. Dar nu prea am ce să arăt în designul ăsta, că e prea sec. N-am avut deloc inspirație aici. Mă rog, să trecem la acest design, care este exact aceeași bucătărie, doar că este design de bucătărie mexicană. Puteți observa cum arată scaunele, masa, ăsta, dulăpiorul, că-mi scăpa. Și aici puteți observa și frigiderul dublu, dulapurile, după cum ați putut observa, dacă ați fost puțin atenți. Pot să fie și pe negru și pe alb, chestia asta de sus, în funcție de cum vi se asortează. Ăsta, hota, aragazul. Am pus și aici da, de ceai, sunt foarte multe chestii, însă n-am avut cum să vi le arăt pe toate într-un singur episod. Am încercat să vă arăt cât de multe am putut. Aici, spre deosebire de restul, aici este living-ul. Însă, din moment ce nu există living mare și living mic, o să vedeți după de ce zic asta, a trebuit să fac un living, pentru că, da, și aici este un birou, pur și simplu un birou. Haideți să vă arăt întâi living-ul. Așa arată living-ul, ăsta trebuie să fie un scaun de birou și ăsta trebuie să fie un calculator. Ăsta trebuie să fie un dulap sau ceva, nu știu. Ăla trebuie să fie un ceas. Și ăsta trebuie să fie o canapea. Dar nici aici n-am avut prea multă inspirație. Haideți să vă arăt cum arată aceeași clădire, aceeași cameră cu acest mod. Deja nu mai arată atât de sec. Aici avem o canapea pe care putem chiar să stăm, să ne uităm la televizor, să admirăm mobila. Aici avem doi cactus, putem să niște cărți și alte astea. Un covor, un scaun extraordinar de birou, un calculator, tastatură, mouse, tot avem aici. Și putem observa și componentele calculatorului ăla, cred că GTX, nu sunt sigur. Și aici este din nou un scapă de data asta, șemineu. Însă, de data asta este pe alb ca să se asorteze cu restul camerei. Ideea la acest mod este, o să mă opresc aici ca să vă și arăt. Sunt foarte multe scaune și trebuie să aleg, nu știu, după ce criteriu l-am ales pe ăla, pentru că sunt extrem de multe modele și n-am avut deloc inspirație. Mă rog, acesta este felinarul, aparent băguit că putem să trecem prin el, dar nu contează. Atâta timp cât arată bine și de lumină, totul e ok.
Aici este designul de birou, la care din nou n-am avut foarte multă imaginație. Un calculator și un tablou. Bă, asta ar trebui să fie cel puțin, nu știu exact ce-o fi ieșit. Și acesta este designul de birou acum. Asta este cutie de donații. Deci, după părerea mea, arată foarte bine. Un cufăr. Care nu știu de ce l-am pus, dar l-am pus. O imprimantă, un birou, un tablou care arată foarte bine, nu contează, din nou layers of Firby like. Un top de hârtii. Un laptop de data aceasta. Un scaun de birou care din nou e total diferit pentru că s-o grămadă, cum am spus. Și butonul de alarmă în caz de incendii pe care îl iubesc. Doar ascultați. Yeah. Da. Acum în continuare să vreau să vă arăt și ce putem face, să zic, pe plajă, folosind acest mod. N-am mai stat să creez o plajă separat în care să fac o prostie și încă una. Asta e plaja pe care o putem construi. Sunt aceste scăunele destul de mișto, aceste șezlonguri destul de mișto. Aici putem observa cola, Sprite Fanta și Fanta de vișine. Ăsta, vișine am zis, da. De ce se făcea vinul? Parcă vi, da, vișine. Așa. Aici putem observa covorul lui ala, din ia uitați-l. Îl vedeți cum plutește. Mă, eu n-ar trebui să prezint bagurile, dar nu contează. Aici avem două șezlonguri și o umbrelă, care din nou arată foarte bine, cel puțin dacă stăm pe șezlong și ne uităm în sus. Privelește grozavă. Și este și scoici de astea. Și dacă te chinui un pic, poți face toată plaja așa cu scoici. Și arată mișto rău. Mă rog. Cum putem... Am făcut două case identice, ca să putem să pot să văd cum aș putea, cum am putea, de fapt cu modul, să decorăm exteriorul casei și fără mod. Fără mod, asta e cam tot ce am putut eu să fac. Iar cu mod, am putut să fac asta. Există astfel de bănci care sunt făcute din nou de două bucăți și ne putem muta de pe o parte pe alta. Există și, da, sunt la fel. Există masă din asta de picnic, cică, pe care ne putem pune să ne dăm din nou din o parte în alta. Există și coș de picnic, aparent, altfel. Așa. Aici este, sunt, nu știu exact ce reprezintă chestia asta. Mă rog, știu că există și în The Forest, dar nu știu ce reprezintă. Asta este un leagăn. Prins așa, mai există un model de leagăn. Dar ideea e că în ăsta poți să stai, în celălalt nu poți. Există chestie de asta. Acest balansoar care din nou poți să stai, dar nu te poți da în el, rahat. Căsuța pentru câini. Căsuța pentru păsări. Aparent care iar e buguită. Și acum o să vă arăt anumite blocuri care n-am avut în ce să le încadrez. Roabă cu tot felul de materiale, aur, cărbuni, piatră, am văzut acolo bronz, vaze. Deci am zis bronz, ăsta e fân. Deci dacă am fi în Assassin's Creed, am să-i de pe clădire în el și n-am pățit nimic. Ăsta e un topor bătut în pământ, nu știu de ce, mă rog. Asta e sperietoare, teoretic. Asta, bă, e betonieră. Ăsta e o căruță, iar asta e o căruță cu fân. Aici e o lopată înfiptă în fân. Și aici sunt multe rufe așezate. Însă ceea ce e aiurea este că nu poți să treci prin ele. Arată foarte bine, seamănă foarte mult cu cele din realitate, dar nu poți să treci prin ele. Shit, mă rog. Acum o să vă mai arăt anumite chestii. De exemplu, această colivie de papagal, care mi-a atras atenția. Acest covor, care din nou mi se pare destul de interesant pentru o sfragerie. Dar n-am cum să-l... cum să-l pun dacă așa, un ceas de masă, un ceas mult mai mare care mi se pare foarte mișto cum e făcut. Există acest tip de canapele, haideți să vă arăt. Bun, deci, mi-a murțit piciorul. Parcă mai este că mai era așa, știam eu ceva. În mod normal, putem, există fotoliul ăsta care, da, arată ok. Putem face și canapele. Putem face cu d-ăsta, d-ăsta și d-ăsta, să fie o canapea. Sau putem merge și mai departe, putem pune d-ăsta și mai continuăm canapeaua. Până, nu știu, până unde vrem noi.
Exact așa. Și din nou ne putem muta de pe o parte pe alta. Putem folosi masa cu sticlă pentru un design mișto și din nou și pe asta putem să o punem pe oblică. Există scaunul ăsta de copii, după părerea mea. Scaunul ăsta care nu înțeleg ce naiba reprezintă. Ăsta teoretic e un scaun, dar mie mi se pare un covor adunat. Ăsta e un acvariu teoretic. Ăsta, ce că ar trebui să fie un scaun de gaming, din câte am citit. Dar nu-mi pare foarte mult un scaun de gaming. Dar să zicem că e ok. Ăsta din nou mi s-a părut destul de interesant. Care, da, păcat cum te poți da în el. Ăsta, ăsta. Și lista poate continua cu scaune, însă e mult prea lungă, așa că o să sărim peste scaune. O să avem din direct ăsta, care mi se pare super interesant, cactus chair. Da, nu știu unde îl puteți folosi, dar e bine că-l aveți. Așa. Fireplace tools, umbrele, scaune, mă, multe chestii gen de-astea, de-astea. Și există și scaunul ăsta, care și ăsta mi se pare, nu e ceva deosebit, dar e interesant. Și de data asta există și scări în spiral, ceea ce din nou îmi place. Numai între un bloc. De fapt, nu trebuia bloc, stai. Așa, parcă, da. Așa, dacă continuăm ceva, putem să facem o scară de asta destul de mișto, care arată bine și e și utilă, să zic așa, nu știu. Mie mi se pare utilă. Din nou putem folosi gen ultima, când ajungem la ultima treaptă, să zic. O să folosim stați să nimere. Așa. O să putem folosi asta care are o platformă și de aici să se întindă camera sau ceva, nu știu. Ceea ce din nou e interesant și există și ăsta. Care din nou putem face o balustradă mult mai interesantă decât înainte. Ok. Astea ce sunt? Coin pile. Astea-s bănuți. Și de astea există. O să vă prezint așa scurt, cam toate, pe la toate paginile, cam ce e mai interesant de la fiecare pagină. Și să, ca să înțelegeți așa, în mare parte. Aici sunt fructele și legumele, aparent există și căruciori de cumpărături, ceea ce din nou mi-a atras atent. A, nu-i mă căruciori ce ai? A, e casă de ma... Eu cred că e căruciori de... Sunt... Mamă, poate fi folosit și scaunul, aparent e super tare. Deci cu casă de marcat, cu toate astea, păi putem face cu ușurință un magazin cu acest mod. A, acesta e căruciorul de cumpărături, aha. Hai să-l vedem și pe ăsta, dacă tot. Și ăsta arată mișto. Pe aici am văzut. Astea nu știu pentru ce sunt, nu mă... A, semne de circulație rahat. Astea sunt pentru laborator, nu mă prea pasionează, nu mă pricep, nu mă bag, să zic așa. Astea sunt pentru biserică, Doamne ferește. Astea sunt figurine, nu știu exact ce vor să reprezinte. Aici sunt jucării, tot felul de jucării, cum sunt astea. Astea. Și astea, unele dintre ele nu sunt neapărat jucării gen în miniatură, unele, cum sunt astea trei, pot fi folosite și în mărimi naturale, să zic, și arată super. Păcând altele, de exemplu, Toy Boat,
este pus în bujucărie. Ok, aici sunt tot felul de astea, butoaie. La electronici am uitat să vă arăt, sunt televizoare, tot felul de televizoare. În primul rând small, medium și large. Asta mașina de spălat și ăsta bănuiesc că e uscător, dryer. Jukebox. Voi, ce mișto arată. Asta e chiar mișto. Dance flower, ia. Floor, flower, ce? E stricat. M-am zis, că mergea asta era cel mai mișto. Așa. Luminile sunt astea. Astea sunt gen avertizate alea de circulație. Cu tomberoane și alte de astea. Dar astea le pot lua să vi le arăt scurt, pentru că sunt puține. Ăsta, da, merg unite și arată super bine. Deci cam astea sunt. Puteți să puneți pauză dacă vreți să uitați mai atent la detalii. Pe mine nu mă interesează prea mult detaliile. Paturile și altele astea, uitați-vă câte varietăți sunt. Băile, ceea ce mi-a plăcut la baie și vreau să vă zic vouă, este acest tron, să zic așa. Și ăsta e mișto, dar e mult mai mișto ăsta, după părerea mea. Și pe lângă asta putem să-i punem și... trebuie un bloc din nou. De-astea. Ceea ce din nou arată super bine, după părerea mea. Poate putem să o luăm și inward, așa l-am luat bine. Putem folosi chiuveta asta, care e deja implementată și nu arată super, sau asta pe care, la care punem noi de asta și funcționează. Spre deosebire de asta care nu se întâmplă nimic. Avem aici cada, jacuzzi, cred că e asta. Periuțe de din, mă, nu vă arăt chiar tot, naibii. Ăsta iar mi-a atras atenția, pentru că n-am mai văzut așa ceva într-un mod, pur și simplu. Așa că mi s-a părut interesant. Am dat sonorul mai încet, că deja mă sorzea. Aici sunt tot felul de instrumente de cântat, pe mine nu mă prea interesat. Ăsta l-am folosit și o să-l mai folosesc, probabil. Filmez. Așa. Rage quit. Ok. Fire pit, nu știu exact ce este asta. Ba da, acum știu ce este. Ui, astea niciodată nu le-am văzut pe toate. Ghilotina, care din nou mi se pare că arată super bine. E făcută foarte bine. Ăsta care, nu știu cum se... Stoca, pare se numește. Știu că se bagă capul și mâinile și te lasă acolo, mă rog. Asta ce... Ce interesant este. Ok. Ăsta e pentru mapă de vestul sălbatic sau ceva de genul ăsta. Canon. Și ăsta arată mișto. Astea sunt garduri. Da. Ba nu. Sunt genul ăsta. Nu știu cum să zic. Sunt alea de protecție, cum sunt alea din The Forest, să zic așa. Nu știu dacă știți la ce mă refer. Știu la ce. Am zis bine prima dată. Mă rog. Da, nici asta nu știu ce sunt exact. Aparent am observat chestia asta la mod, există mult mai multe uși. Ceea ce din nou e interesant, dar mi-mi plac astea așa. Astea negre mi se pare cele mai interesante. Restul doar colorate, vă puteți uita voi la ele, downloaded modul, este gratis. Eu trebuie să specific că e gratis ca să, na, să nu înțelegeți altceva. Small Christmas... Ăsta e small. Păi și ăla big. Ia stai să-l căutăm noi pe big. Christmas tree small. Ia stai. Și ăsta e tot small. Ia uite-l. Mă, dar ăla mare unde e dacă astea sunt small? Du-te, dracu.
cât de badass arată asta. Stai că vă să și pune niște cadouri așa prin jur. Bine, nu-i Crăciunul, dar rahat, nu-i spațiu. Mă, dacă vă chinuiți puțin, puteți să le puneți unde vreți, da. Eu n-am timp acum. Oi, nu cred. Ce mișto e. Ghirlande și alte rahaturi, niște torturi de ăsta. Stai, ăsta e, a, cred că e ceva gen mare, știi, să... Dar nu e aparent, mă rog. Așa mai departe, ok, arată foarte ok după părerea mea. Asta e mobila pentru bucătărie, ați putut vedea o parte din ea. Cealaltă parte o vedeți aici, dacă vreți, cum am mai spus, puteți să puneți pauză. Deci cam ăsta a fost cam tot modul. După părerea mea este unul, nu cel mai, dar unul dintre cele mai bune moduri pe care am văzut eu vreodată. Pentru că uitați-vă câte chestii adaugă și multe altele. Puteți să faceți interioarele în cele mai mișto moduri. Da, vorbeam de interioare și am intrat aici din greșeală. Ok, așa mai merge. Puteți face interioarele în cele mai mișto moduri posibile. Deci, după părerea mea, modul se merită. Acesta a fost un fel de mod showcase comparație, nu știu exact ce a fost. Până data viitoare, vreau să-mi lăsați în comentarii dacă vreți să fac o mapă în stilul în care să fac casa din Layers of Fear. Pentru că o să folosesc modul ăsta probabil și un resource pack pe care să mi-l fac singur. Și o să fac mapa respectivă. Dacă vreți mapa respectivă, apăsați și butonul de like și scrieți în comentarii, pentru că altfel n-am de unde să știu. Până data viitoare, pa, pa!